Bună ziua tuturor! Am venit la Los Cristianos, unde până la urmă am găsit un apartament de vânzare. Chiar în spatele meu plaja de la Los Cristianos și blocurile. Blocul e undeva acolo, pe la mijloc, o să vi-l arăt imediat mai departe. Și am venit să preluăm apartamentul. Am fost la notariat, am fost la bancă și tot este în regulă. Aici e o peninsulă care e aproape de așa, cu o plajă sălbatică. Și aici și portul de la Los Cristianos și feripotul cu care așa. Blocul este cel galben roz, așa, care îl vedeți acum la mijloc cu imagine, este chiar pe plajă. E un bloc alb în stânga, după un acoperiș roșu mic și următorul este blocul unde am cumpărat apartamentul. Și plaja chiar în fața blocului. Apartamentul ne-a obosit dintre noi și au luat un mijloc de transport. Alții mergem pe jos, care cum poate. O zonă foarte faină aici la Los Cristianos. Aici e chiar o plajă cu roci vulcanice. Mai încolo e nisip, unde e blocul nostru, e chiar nisip. Și mai este o oră până vine doamna cu cheile să ne predea cheile. Am ajuns în zona apartamentului. Ăsta e blocul din față care vi-l arătam de la distanță. Aici e plaja. E o plajă cu nisip fin, sunt niște palmieri unde cei care nu suportă soarele pot să stea la umbra palmierilor. Blocul este ăsta de aici. Asta este zona. E o zonă foarte populată și pe lângă bloc aici sunt supermarketuri, magazine. Asta este poarta de acces direct din curtea blocului spre plajă. Are o intrare principală prin spate pe stradă și apartamentul, o să urcăm imediat să-l vedeți, e la ultimul etaj, undeva acolo. Am mai văzut un apartament de vânzare aici în bloc, am rugat-o pe doamna Lili să se intereseze, dar e mai mic decât ăla pe care l-am luat noi, care are doar un singur, ăsta e de vânzare. A nostru are două dormitoare și l-am negociat de la 425 la 400.000, ceea ce e un preț foarte bun. Nu mă refer că e ieftin, dar mă refer la faptul că se amortizează în 12 ani, ceea ce e mai greu în România. Cei care vă pricepeți un pic la investiții imobiliare știți că e foarte greu să obții în România 12 ani de amortizare. Se închiriază cam 1000 pe săptămână, dar ăsta pe care l-am rugat pe doamna să-l intereseze să-l iau și pe ăsta, are doar un singur dormitor, e mai mic ca și suprafață și vrea 465.000 pe el fără să vrea să negocieze. Deci am refuzat din start, dacă omul nu vrea să negocieze, să stea de vorbă și e mult mai scump și mult mai mic, a căzut. Am rugat pe doamna în momentul când se mai iubește ceva să mă anunțe, nu e nicio grabă, nu ne grăbim, nu dormim în gară, nu vreau să arunc cu banii să plătesc ceva mai mult decât face. O să filmez și din interiorul apartamentului și de la balcon ca să vedeți și piscina de la bloc. Aici e o stradă foarte populară și circulată. Sunt foarte, foarte multe spații comerciale, aprozare, supermarketuri. Adică cine stă aici și cine închiriază apartamentul nu are nevoie de niciun fel de mijloc de transport pentru că are totul aici. Iar mergând în față pe plajă este Las Americas. A venit și tot de familie aici să vadă apartamentul. Ce faci, Alex? Bine. Bucurel, Jenny, suntem aici. Irina. Treziți copilul să vadă apartamentul. Suntem pregătiți toți. Pregătiți toți? Da. Pentru copii, care e tot așa foarte important pentru închiriere, pentru familie cu copii. Maria și cu Justin l-au preluat deja. Hai, Măruță, haide! Haide, Maria! Justin, haideți! Și ăsta e partea cealaltă a blocului.
de pe stradă, din spatele blocului. Suntem o grămadă. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 persoane mergem să preluăm apartamentul. Nici nu cred că încăpem toți. Și aici sunt peste tot terase, magazine, supermarketuri, mai în față puțin o brutărie, două aprozare. Adică pentru cineva care închiriază un apartament de vacanță, nu mai are nevoie să meargă nicăieri, nu mai are nevoie de mașină. Prețuri foarte, foarte rezonabile. Uitați prețurile aici, în zona asta. O jumătate de pui e 6,95 €. Piept de pui 6 €. Spaghetti boloneze 7 €. Lasagna 7,95 €. Pizza takeaway. Paella. Uitați, pizza margherita medie 5 €. Adică te saturi lejer la prânz cu pizza margherita. Un pui întreg 7 €. Deci cam astea sunt prețurile aici în zonă. Nu știu prețurile la Eforie sau la Jupiter, dar nu cred că sunt cu mult mai mari decât aici. Aici avem și doctor și mai avem o de asta de dentist. Deci absolut tot ce poți să îți dorești să ai lângă casă, începând de la plăcintărie, farmacie, doctor, supermarket, restaurant, magazin, bancomat, nu cred că lipsește ceva. Avem și garaj aici pe lateralul blocului și mai e o parcare publică, sunt foarte, foarte ieftine parcările publice aici, adică sunt mult mai ieftine decât la noi. Asta e intrarea în bloc aici, se numește Bucanero, complexul de blocuri. Și o să așteptăm pe doamna de la agenția cu care a vorbit doamna Lili să ne deschidă. E chiar centru Los Cristi. Sunt două lifturi aici și o scară. Hai Mugurel, du-te și tu și vine după aia. Sunt două lifturi aici. Așa, am primit și o veste bună. Domnul care se ocupă cu întreținerea blocului, un fel de mecanicul blocului, este român. Și o să, sunt sigur că o să colaborăm foarte bine. Asta este lobby blocului și când ieșim o să vă arăt și curtea care o vedeți în față cu piscina. Deci e bine că avem administrator român la bloc. Asta e o veste foarte, foarte bună. Am urcat în lift. Liftul e schimbat sigur că blocul e vreo 30-40 de ani. N-are cum să fie Otis așa modern pe vremea aia cu monitor. Să și vorbească cu tine. Așa. Mugurel mă așteaptă în ușa aici. E. Hai că acușa, acuște-vă bunică, Lili. Și de ce nu? Și de ce nu? Eu vreau copilăși, da. Păi și atunci, ce mai? Mă cheie și pe mine la nuntă. Se vede mare în față. Ăsta este holul. Bucătăria. Sorry, I have big family, you know. My two sons and... Alex was student in UK and I tell him, stay there, I will buy you a house, it's better than Romania. I said, no, I come back and this was back. Too. O să schimbăm tot pe aici. Sorin? Doamna, ce faci la noi în apartament? La noi în apartament? Păi acum când ne dă cheile anul ăsta, până acum ea doamnei. Doamna s-a ocupat de vânzarea apartamentului, apartamentul doamnei. Da,
Maria, îți place apartamentul? Hmm? O să schimbăm tot, mobilierul, saltele, paturi, tot. Și asta este vedere la mare. Și piscina din fața blocului, adică din fața blocului, din curtea blocului, din interiorul blocului. Și view-ul ăsta, asta e peninsula aia care portam la începutul blocului, de unde am filmat în partea asta, chiar acolo eram unde vedeți acolo peninsula. Asta o să-l mutăm de aici, că e aerul conținut și vreau să-l mut pe bloc deasupra, având în vedere că sunt la ultimul etaj. Cam 100 de euro, zicea doamna, că e pe lună, cu tot cu piscină. E piscină încălzită. I make a little bit long shooting because I have architect in Romania to show him how to modify, you know, to change some walls and some furniture, some doors. Two sons and one cousin. So, big family. Yeah, we was all together in holiday for 1 month, you know. Usually we came in Tenerife every winter from last 15 years, for 1 month, 2 months, depend, you know. I'm getting the apartment clean. I'm going to if you leave 2 glasses of champagne, I will be happy. No, I'm joking. You can take everything. Don't take worry. Everything, yes. Yeah, you can take everything. Yeah, sure. This is nice. I'm playing poker now. It's for poker player. Yes. With a card symbol, you know. Yes, with card symbol. Poți să ia orice ligă, adică nu. You can take anything. Like, get rid of it all. Aici o baie cu duș. Este becul undeva? Dar nu merge. Și aici e un duș. Pare destul de solid. O să schimbăm probabil mânerele astea sau... Și ușile neapărat, o să punem niște uși noi. Este interfonul blocului, probabil. Hotă. Și ăsta e al doilea dormitor. Asta au făcut un birou, dar o să-l facem dormitor. Când a venit prima dată mi s-a părut mai mic, dar e ok ca dimensiune. Se poate pune un pat aici unde e birou mare, care să vină până aici, un pat dublu, sau probabil că o să pun două paturi, că de obicei vin cu copii oamenii. Și ăsta e un dulap încastrat cu un seif, îi văd special, de la hotel. Probabil că l-au închiriat și ei. Asta o să schimbăm pe jos. Ce, ai primit cheia, Iustina? Ai primit cheia de la apartament? Ți-a dat doamna Lili cheia? Da. Și asta e WC-ul de serviciu. Deci sunt două băi, un WC de serviciu și o baie și două dormitoare la care vi-am arătat și ăsta care e destul de generos. O să schimb ușa aici,
Și e fain că se vede marea direct. Ia să vedem dacă stăm în pat aici. Da. Se vede marea din pat. Și aici o să punem o măsuță cu 4 scaune, scoatem aerul condiționat de aici. Sunt mulțumit de achiziție, zic că am făcut o treabă bună, nu-mi pare rău. Și un apartament ăsta în care pui pe poze pe Airbnb sau pe Booking, vederea asta la mare de pe balcon, îl închiriez imediat în 2 minute. Adică, cum a spus și doamna Lili, apartamentele de genul ăsta se închiriază cel puțin 10 din 12 luni pe an minim, dacă nu 12 din 12. Am vorbit dacă mai sunt apartamente în bloc, să mai fiu anunțat și probabil că o să mai luăm. Ieșim în curte. Thank you very much. Thank you. Ieșim în curtea blocului să vedem și piscina. Și grădina blocului. Cum ți se pare, Iustin? Ești mulțumit? Iustin e mulțumit. Asta e important. Astea sunt terase la parter. Asta e piscina blocului. Și nu înțeleg oamenii ăștia că e cald, apa mare, să stai să faci baie aici în piscină. Urcăm aici ca să se vadă și plaja. Deci asta e terasa blocului. Și aici e marea. Deci sunt singurii palmieri pe plaje pe care am văzut eu de la El Duque și până aici în capăt. N-am văzut nicăieri palmieri pe plajă, așa să poți să stai la umbra palmierului la plajă. E destul de multă lume. Pe holul hotelului, asta e vederea de pe spate. E care merge spre mare și sunt blocurile în spate pe care le vedeți, strada, terase. Cam ăsta e apartamentul. Sunt cu inima băgată că am făcut o treabă bună. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă doresc o zi bună.